Noi acum câțiva ani am avut relație cu Nata, lucrând în computer tot ziua, deschizând taburi și dând o comandă computerului și computerului imediat, îndeplinind o petrecând câteva ore făcând asta, după asta ne întâlnem seara și eram tare izghiți unul cu altul. Vroiem fix așa Nata ne repde să-mi răspundă, să atragă atenția, să execute așa cum rog eu, Nata la fel în direcția mea. Așa... Noi mai timp când nu suntem computeri, așa e? că ne mai fură un gând, ne mai putem la o pasăre cum cântă afară, ne mai sustrage un copil atenția. Și atunci tu simți că înainte de a te scula de la un proces în care tot te trebuie de se întâmplă, există empatia asta care trebuie să încerci să o observi, să o simți în ochi. Majoritatea comentariilor răutăcioase și aurii de pe online nu avea să-și găsească carne, oasă și viață în întâlnirile fizice, da? A ce o Andrei? Da, nu știu, de m-am încheiat subiect. Exact. Săptămâna asta am observat așa o postare, nata mea a spus că i-a trimis-o cineva de pe Telegram. O postare legată de ceea ce a organizat organizația de tineret a Partidului Acțiunii și Solidaritate. A organizat un marș prin centrul capitalei, care se numește Marșul Tinerilor. Că să urmărim câteva fragmente de la acest marș. Ia să vedem. Pa. E material brut, necomentat, Prim-ministra Natalia Gavrliță, alături de simpatizanți, membri ai Partidului Acțiunii Solidaritate, câțiva deputați, dacă nu greșesc, văd că și Eugeniu Sinchevici erau acolo, mergeau pe Ștefan cel Mare, pe lângă sediul Mold Telecom și este un moment, chiar la începutul videoului. Un moment în care, în stânga ecranului, observăm o cerșetoare în stradă și Natalia Gavrilitsa observă și ea. Observă Natalia Gavrilitsa, cred că observă și ceilalți, o ocolesc și continuă marșul. Acum, momentul în care eu am oprit video, nu mai țin secundă exact, că nu vreau să mă... Momentul ăsta eu n-am să-l văd, nici nu l-am observat, uh, discutat sau menționat la buletinii de știri, dar l-am observat în ceea ce am menționat anterior, într-o postare pe care Nata a văzut-o și ea pe Telegram. Pe un canal, nu știu dacă cât de întâmplător, pe un canal al doamnei uh, Natalia Morari, uh, nu știu spus fostă jurnalist, nu cred că există foste jurnaliste, dar dacă ai fost odată jurnalist, jurnalistă, e toată viața. Pe canalul dumnei e că scrie, imaginea zilei, prim-ministra Natalia Gavrilica, a mers indiferentă, destul de jurnalistic adjectiv, pe lângă o bătrână cerșetoare, în, de nu știi că e bătrână, în timpul unui marș al tinerilor organizat de Pass Youth. Aici niște oameni pe Telegram au arătat că vomite, alți oameni au arătat inimioară, un om a plâns dintr-un ochi. Asta sunt reacțiile pe care eu am reușit să le uh, snăpuiesc. Poate în, mai târziu au apărut și alte reacții. Pe mine m a durut, o m până în momentul în care zic, dă să-i scriu lui Natalia Morar, că e de m-au blocat și pe Facebook, și pe Instagram, și pe Viber. Zic, pe Telegram încă nu m-au blocat, dă să-i scriu, dar cu o inimă bună să-i scriu Natalia. Nu nu știu cine, tu administrezi contul ăsta din, din, din Telegram sau nu tu, dar tu vânezi like tu vânezi atenție sau tu vrei să cauți pe Google și înseamnă sintagma caritate sustenabilă, ajutor care durează. Noi cu voi ani de zile observăm cum un plahotniuc și face un advice, un dodon își face fundația soluția, după asta fundația din suflet și se filmează într-una până modă dacă stai scouts pe Google... Igor Dodon, Fundația din Suflet, ajutor, sat, familie cu mulți copii, îți găsești zeci de reportaje, ștempuite după același format. Igor Dodon vine cu ajutor alimentar, poate cu niște obiect de uscasnic, de unde? De la Fundația din Suflet. Și sponsori acestei fundații niciodată, în patru ani de activitate sau patru ani de mandat al Dodon ca președinte, n-am reușit să aflăm. De obicei, acest gen de binefacere uh, politică este un fenomen foarte specific și tipic pentru țările sărace. De aceea politicienii mereu sunt foarte interesați ca să mențină sărăcia populației, ca să-și identifice printre cei săraci, uh, beneficiari pe care să vină, să-i bucure cu cadouri, să facă fotografii, să facă poze ca după aceea să-și crească creditul politic. De aceea, binefacerea politică în Moldova este un fenomen uh, de mult răspândit și uh, uh, în floare, mai ales în ultima vreme, chiar și la protestul socialiștilor de săptămâna trecută, aici o doamnă Mihaela în scenă, mama a cinci copii, care spunea că Maia Sandu nu i-a dat nică, dar e ca Igor Dodon, e, Dodon, e ca Igor Dodon, o ajută tatăl. Iată anume pentru asemenea personaje pe care întâi le îngenunchezi prin sărăcie, prin lipsă de ajutor și sprijin social, după care vii și le dai o pomană și acești acești eroi brusc te transformă pe tine într-un Dumnezeu salvator. Lucru pe care majoritatea politicienilor din țările sărace îl caută, pentru că tu nu poți să-ți faci credit politic spunând că ai reparat toalete. Ei, cu asta trebuie să repari toalete și ți trebuie să scrii în presă că ai reparat toaletele la școli. Cui ei trebuie să vii și să spui, am pus niște baterii solare într-un sat. Cu asta trebuie să de ca să vii și să scrii așa un titlu. A dăruit o casă unei familii nevoiașe. Păi, da păi, știrea asta o să Distribuit tot internetul. Iată de ce binefacerea politică este chestie, o chestie grețoasă care speculează cu sărăcia și nevoile oamenilor și ea trebuiește la maxim condamnată și ignorată. Da, bun, eu așa tot așa deschide la parantezele, că există tipuri de binefacere politică în care un fost politician actual, politician poate prin puterea cuvântului și a influenței pe care o are să influențeze anumite mersuri, anumite fel de caritate care se meargă într-o zonă care e nevoie. Eu... ai unor campanii, să facă campanii Eu aș de menționa, Exact, caritatea care aduce unor indirect beneficii politici și pe unor probleme, în care tu la hotniuc, la canalul tău, filmezi pe Andreea Marin cum de aproape stă lângă o familie nevoiașă și ce v-ați dorit după ce v ars casa, în pojarul acela dramatic, stai omul băi distrus pur și simplu cu niște copchi cu soția moartă, stepe, canapea și plahotniuc alături numărând câte jinuri de 2 euro are și câte jinuri au luat Cristi Tabără după filmarea lui și Andreea Marin stă alături și plahotniuc pe urmă zici, Dar eu am vă arăt o filmare, e ca, e ca casa care noi v-am construit-o, îți de la Prime și filmează, nu cum după asta să nu-ți crească inima de bucurie să arăți asta live, așa -i? Ținem -mi minte imaginea despre care v-am menționat la început, da? Natalia Gavriliță, cum, cum și contul Natalia Morali pe Telegram, prim-ministra Natalia Gavriliță a mers indiferentă pe lângă o bătrână cerșetoare în timpul unui marș al tinerilor organizat de pasius. Deci ținem -mi minte, da? săjat să o desenată, îi mur în gură, ți dat ca să știi și nici cum și o greșit, ca voza e tabit. Ținem -mi minte imaginea asta, aș zic, aș fi trecut cu vederea, dar au mai fost un tânăr în afară din Natalia Morări, care, care se referit la asta. Un tânăr din Parlamentul Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin, se numește el. Eu nu mă așteptam, dar chiar de la începutul unui briefing, eu, de exemplu, s abonat la canalul de, de YouTube al Parlamentului Republicii Moldova și reușesc să văd asta, chiar în timpul briefingului Dodon, Dodon Voronin, care e începe cu următoarea declarație. Abrașenie cu Moldova. Оксана, для тебя русский. Адресарь Пентрупору Республики Молдова. Уважаемые граждане, еще совсем недавно мы говорили, что Республика Молдова подошла к опасной черте, к пропасти. Сегодня мы констатируем, что власть переступила эту черту. Переступила в тот самый момент, когда премьер-министр говорил, окруженная юными пасовцами, высокомерно прошла мимо нищей старушки, прощающей милостыню и не обратив на нее никакого внимания». Adică Voronina Voronin îi reproșează lui de deși nu au făcut și eu o lecțică de populism, așa cum ei sunt obișnuiți să facă deja de zeci de ani în Moldova. Văsacamerna. Deci, uh -huh. o scris indiferentă, este deci văsacamerna. Cu nasul sus, arogantă, sau cum ar fi? Arogantă, da. Arogantă a trecut, ne-a brătit vnima. A brătit la ne-a întors cu capul, a încercat să o ocolească. Amu, merită să discutăm despre aspectul tehnic, da? E că tu ai câteva zeci de oameni participând într-un marș, și la moment dat, te oprești. Tu, prim-ministra, bineînțeles că legea obligă să și securitate acolo, el nu era vizibil, dar cred că era undeva prin jur. -o pe jur, să oprește prin ministra și șeri cash la cineva sau scoate e cash și întinde cercetătorii sau spune, hei, uh, ia de numărul tău de telefon, mâine să suni cineva de la asistentă social, am, un job pentru tine. Uh, și, și, poate să se întâmple așa, ca Voronin să nu grească, Natasha Morari să nu scrie pe Telegram despre asta, e că și fel de caritate se poate întâmpla în timpul unui marș live cu zeci de oameni, și fel de caritate poate face și prim-ministra în momentul și ăla, ca ei nu iasă la tribună și ca lor să le placă. E de să ne imaginăm un scenariu, da? Nu cum ar trebui să arăte. Scoți că ești în momentul și Nu știu, dai chelii de la casă. Şi... prins, te oprești, anulezi tot marșul, pui pe copii să o iei în braț pe mătușică. Uh, Scenarii, așa e că tot asta e așa e? Scenarii pot fi un milion, tot ele sunt din sfera cosmosului, pentru că atâta timp cât un asemenea moment nu este regizat, bine, nu regizat, pregătit în avans, adică să duci și ca este pus acolo, Natalia Gavriliță este anunțată, aveți grijă, o să aveți traseu, este acolo, este o doamnă, hai să ne pregătim să fim toți buni la suflet, să reacționăm frumos, presa va prelua și facem credit politic și facem pe oameni să uite că Natalia Gavriliță nu știe să comunice cu publicul nu a fost așa un moment, ai, 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 cum o putut să treacă pe alături? Pe mine și nu mă doare reputația sau costul de imagine pe care îl suferă prin ministra Natalia Gavriliță în cazul acesta. Pe mine mă doare faptul că, și în două cazuri, da? Un tânăr strălucit, un vădăiuș să sfoloci în Parlament ne grește despre asta. Și pe urmă o jurnalistă pe Telegram vânează like-uri, atenție și oameni care pun emoji cum vomită sub pretextul că ia că vedeți și-a făcut dar și trebuie să facă. Și trebuie să facă. Eu ne-am amintit de un caz, un prieten este în poveste, poate ați auzit și voi despre bucătarul și prezentatorul TV, jurnalistul, scriitorul Anthony Bourdain. Eu chiar și Amazon Prime ne-am pus ca să vă arăt aceste imagini, dar nu pot că ești protejează, din păcate, nu pot să vă arăt băcățica de Epizod. Um, episod. Este un episod cu jurnalistul bucătarul ăsta, nu Anthony poți să Bourdain. Nu pot să-i dau play că Amazonul protejează screen de capture. Mm. Episodul ăsta nu. Bun, Mai în scurt. Jurnalistul bucătarul Anthony Bourdain, sper că ați auzit despre el, a călătorit foarte mult prin lume, descoperind, explorând bucătăriile lumii. Într-un episod ajunge în Haiti, o țară lichită la pământ de sărăcie. Și în acest episod, undeva pe la minutul 10, explorează ei bucătăria din stradă, street food sau cum, cum se cheamă în română, explorând bucătăria asta, el zice, stai uleacă, mâncăm noi, mănâncă echipa, noi jurnaliști, de oamenii ăștia flămânți, cred că de câteva zile deja sunt la noi în gură și așteaptă și ceva hai să facem ceva, hai să cumpărăm tet și produs și femeia asta la stand-ul ăsta din stradă și să dăm la toți trecătorii care sunt în jurul nostru. S-a gândit Anthony Bourdain, s-a gândit echipa de jurnaliști la CNN și nu-i gine, nu? Așa să vrei așa. să ajuți oamenii, nu? Și asta ne amintește, apropo, de un caz pe care noi la Jurnal TV l-am făcut într-un an, dacă ți minte, la hrămură. Nu, nu mă sustrag și începi să ajute. Păcat că nu pot să vă arăt aceste imagini. Imediat, în câteva minute, s-a creat o ierarhie cu cineva mai în vârstă care își scoate centura de la pantaloni și începe să-l bată pe acela care îi încalcă rândul. Altul se închide, altul chică, unul plânge, altul urlă. Tu vrei să ajuți pe moment. Tu ți pare că am ca ai faci fericit pe și care două zile au fost flămânți. Dar ei doar nu sunt de două zile flămânți. Ei doar nu sunt flămânți pentru că am două zile în urmă și a s-a întâmplat în viața lor jopa financiară, socială, culturală, acolo e de mult timp. Dacă doamna cercetoare stă acolo, eu de unde să stau și sapă sap în istorie care sunt originile? Și probleme de sănătate are, și probleme sociale are, eu unde ați doarme noaptea asta? Ca pe moment să-ți dorești tu mărinimie, caritate din partea prim-ministrii și după asta slovești în asta și zici Mie se pare așa un jos, așa un dno, așa un fund de viciu din fundul grădinii să pui asta drept știri și să menționezi să arăt săgeată ea, că, vedeți că o trecut pe alături. Și fel de irresponsabilitate trebuie să ai tu gură de Natalia Morari, gură de Vladimir Voronin, dacă tu pui drept, asta drept contraexemplu? Care este exemplul? Spuneți-mi, poate eu undeva greșesc, poate eu nu înțeleg. Și puteți să facă prim-ministra pe moment. Și cum după asta avem noi să apreciem? E ca o ajută pe moment, de sară sau mâine, poi mâine sau săptămâna asta. Du-te la Techwill, acolo este job, pe job pentru tine, dragă femeie. Ha? Bun, în același timp eu țin să fac un disclaimer Pentru că noi am avut o, discută, o discuție pe tema asta Cam cu ce ocazie noi trebuie să o apărăm Dar nu o apăr pe, pe dânsă pe Cu ce supăr, ocazie noi trebuie să apărăm pe Natalia Gavrliț Noi nu aveam niciun fel din nevoie, dorință să o apărăm. Eu apăr pe Natalia Morari de pofta ei de a vâna atenție pe Telegram sub pretextul ăsta. Și sigur că mulți alții ar fi observat această poză sau au mai transmis-o. Dacă ție niva s o transmis-o de pe Telegram și pe urmă eu am văzut-o transmisă de tine, o mai văzut-o oamenii și s-au repelat. Deci, Cum băi au trecut indiferent pe lângă o cerșatoare? Adică adresarea ta este nu... Adresarea ta este către Natalia Morar Adresarea mea este o lecție să judecăm Ce fel de caritate ne dorim noi Pentru cei care sunt nevoiași Pentru cei care azi n-au unde dormi, Care azi n-au și mânca ce fel de ajutor putem noi să le oferim Tot și cum putem din asta să facem un mecanism sustenabil, ca ajutorul ăsta nu și doar azi. Când o donă a venit azi, ți-o dat să frigiderul, ți-o dat mâncarea, plahotniuc <coughs> a venit, o dat casa la, la care i-a ars casa și eu decedat soție și i-a dat un laptop și niște cărți la copii. Dar ce sunt mâini, poi mâini, ce se întâmplă la când în cresc prețurile și inflații? Cum a asigurat el ca peste ani de zile omul ăsta, să aibă un mediu social, financiar, economic, sănătos în care să continui să trăiască? Dar eu cred că adresarea ta, dacă ea așa, are rostul și locul, este, trebuie să fie către oameni. Pentru că până la urmă Dar și Natalia Morari și Vladimir Voronin au același scop. Atenția! Ori să captezi această atenție, tu o faci știind la ce oamenii vor reacționa. Dacă tu la oameni le vei explica, hei, salut, nu reacționați la așa ceva, asta este o capcană. Haideți atunci când ni se servesc asemenea catletuță în care se arată nesimțirea unuia sau altuia, cum din nou reacționat ea, să ne punem întrebarea, ok, okay nu reacționat, dar ce? Cum trebuia să reacționeze? Poate Natalia Morari sau poate Vladimir Voronin vor să meargă. Uite, pe dâns și eu durut momentul ăsta. Poate Precif. ei vor să meargă în stradă și să o ajuți pe acea bătrânică. Poate ei chiar pot nou să ne arate cum să facă așa ca acea bătrânică după ce o să și o pâine cu o catletă care o să o dai în momentul acela, mâine nu o să mai iasă în stradă și nici într-o lună nu o să fie acolo. Ori poate noi vom afla că de fapt toată mafia asta a boschetarilor din oraș, bine mersid, au nevoie să stea acolo în stradă, bine, mersi, își pun burțele lipite de uh, corp ca să arate gravide, iau păpuși, își adorm copii, cu tot felul de substanțe ca să poată, poate în realitate, noi trebuie despre asta să vorbim, dar nu despre nesimțirea unei sau altei politician care au trecut pe alături pentru că nu, dat în momentul și la o pomană, pentru că această pomană nu rezolvă problema. Și eu sper că oamenii care ne urmăresc nu vor căia în capcana, iaca, o apărați pe găvărliță. Nu avem noi nici un fel de interes o apărăm nici pe Natalia, nici echipa sa, nici partidul său. Când îi de dat în bară și îi de discutat noi, asta vom face. Însă atunci când de al de care caută să capitalizeze pe asemenea situații, reușesc să deu șeiruri, să arată cu degetul, Simțim nevoia să venim și cu cealaltă părere. Ce da, sare din memorie. Ziarul de Garda a scos acum câțiva ani o, o investigație. Ia foarte bună, are peste jumătate de milion de vizionari. Nu știu, Natalia Morer Patlu, Vladimir Voronin, precis. Prieteni, măcar vedeți-o și voi. Hai o să ne dăm seama. Asta a fost în 2019 filmat, do trei ani în urmă. Cercetori fără mască, se prefac bolnavi, deși sunt perfect sănătoși. Asta e doar un aspect, asta nu înseamnă că doamna și e spre fășe, dar e doar un aspect a acestei probleme sociale. E și tu în din asta naști concluzii că mă perișlii și certu? Bun, dar Voronin e un disperat. În momentul ăsta, ăsta Dodonul a dispărut de pe scena a. politică. Trebuie cineva să atragă atenția asta mare lui binefăcător. Dar tu săptămâna asta pe care îi vreau da, să scoți. Da, da. Încă un moment de, de judecat foarte curios. asta deja a apărut azi și am zis că n-am cum să-l exclud. Eu aș fi vrut el să dureze fix atât cât durează și momentul care ne-a provocat reacția, tot șapte secunde și e clar, dar așa e uneori când vezi câte un fake sau vezi câte vreo chestie provocatoare până o dezgropi, până îi cauți contraargumente, până stai și te informezi și stai, le-a plecat trenul cu, hate și violență verbală o plecat de mult și nu știu cine asta mai asculte. Și ați e penis vagin, cui grăiești, Asta nu e eu. Da, paș și este. Da, așa și este. Cu Și penis dar, și vagin zgrea. Da, chiar așa și este. Zai să mă la penis, vagin zgrea. Ui, eu mai eu, fă Bun, hai spune, ce te mai uh, inflamat astăzi. Mai în scurt, în pregătirile noastre pentru internetul grești, vrei, nu vrei, intrăm pe internet. Și e că și găsesc eu pe internet, de la televiziunea N4, deloc întâmplător, nu, nu vreau să leg de morari și nu știu ce, dar asta ne-a numerit ne în fit, s-a abonat aici îl mai urmăresc din când când pe Gheorghe Gonța uh, și crâmpeile din interviuri pe care le generează dumnealui. Și actele fragmentul sau bucățica de video care azi o împușcat în destul de mult lume pe internet. Haideți să -o, o dăm așa mai. Creșterea preț Așa. așa dar. șapte secunde. O să, o, o să pun peripit ca voi să o înțelegeți și să auziți de mai multe ori. Natalia Gavreliță, într-o intervenție la Moldova 1, la Tele Radio Moldova. Creșterea prețurilor are așa o caracteristică. Dacă toată lumea se așteaptă că ele vor crește, atunci ele într-adevăr vor crește. Creșterea prețurilor are așa o caracteristică, dacă Hai, măi, nu știu să... toată lumea se așteaptă că ele vor crește, atunci ele într-adevăr vor crește. Creșterea prețurilor are așa o caracteristică, dacă toată lumea se așteaptă că ele vor crește, mm. ele într-adevăr vor crește. E, pare să fie o, o declarație destul de uh, Amuzante, da? Uh -huh. Dar cum crezi? că declarația asta te-ar face pe tine ca scrii pe Facebook și scrii asta, da? Asta e proastă rău de tot. Asta e vacă noastră. Uh, da, da, da. Proastă Moldovei. Proastă Moldovei, totuși, uh -huh. da? Așa. Și mai da, asta citită. Dacă, Dacă ești, ești... proastă, stai acasă. Da, normal. Da, asta cu <laughs> ești proastă, stai acasă, eu nu știu, eu se referă la și... <laughs> Deși, și, și brat, halal de așa ministră, prim ministră, vezi? No, bun, tu vezi câte pagine aici și câte de profile destul de dubioasă Eu, de obicei, când văd așa un flux de mare, mă mai duc prin ele, mă Măi, să le studiez. Eu okay? am auzit aceste 7 secunde și zic, stai, le Dar stai puțin, reacțiile oamenilor sunt firești la așa o bucățică de video de 7 secunde. Oamenii care nu depun mare efort, zic, eu stai, am dar ce emisiune a fost? Păi, de nata, ce băi, au spus acolo? eu mă apuc, stai 50 de bucățele de câte 7 secunde din internetul greaște și noi de proști. Da. Bâlbâiță, negrăind la temă, cătând cuvintele, greșând acordul de verb, ce predicat, să spui, nu știu de ce. Fapt? Că ce. Din șapte secunde, cineva e cea mai proastă a Moldovei, oaie cu talancă, cu... Din șapte secunde îți trage o concluzie. Da, tu, tu faci asta? eu, depinde de situații. Astăzi te-am întrebat, dar cu ce suntem noi mai buni când atunci când Plahotniuc ieși și cânta la trompietă sau ieșe Dodon și făcut Kirkorov și făcea tot felul de festivaluri de căpșuni. Noi tot așa vânam momente din astea. Stai, ulec. Noi făceam asta. Asta secunde rupte din context. Nu, nu, secunde, e adevărat. Erau fraze, erau, dar ne uitam și noi la momente de genul ăsta și acolo unde ne se că e... Dar, noi tot timpul ne uitam la bucata mare, este adevărat. Noi nu rupeam din context, noi nu făceam din, din rupere din context Uh, mare spectacol. Deci, ce vrei să spui? Toi ai te uitat pe bucata întreagă? Problema mea era ruperea din context. stai, că oameni buni, dacă tu ne arăți această bucată, prima mea dorință e de scat interviul complet. El e disponibil pe YouTube, Teleradio Moldova are un canal foarte bun pe YouTube. Abonați-vă și la dânsul. Te duci pe YouTube și cauți versiunea completă a interviului. De în și contextul zis e asta. Cum adică să te aștepți să crească prețurile? Cineva s-a așteptat și el chiar au crescut? E normală paralela asta, dacă eu mă aștept să crească salariile și salariile să crească. Și înseamnă această așteptare. Acazăvăță, putem să ascultăm întreg interviu cu premierul Natalia Gavriliță la Moldova 1 sau putem chiar să ne ducem la întrebare Lilianii Barbroșe, jurnalista, care a făcut interviu cu dumneavoastră să vedem în și context asta a fost. Hai să obosăm să facem asta. Hai, poate ne urmărești și Emilian Crețu, poate să obosească și el. Tot aici, vor fi aceste anchete parlamentare care se vor uita acum sau luat deci la Andrei și Banca Națională. Spuneți-mi dacă femeii nu l-ar apăra atât de evident pe guvernatorul Armașu, ar trebui să fie demis, părerea noastră? Eu cred că aici nu este vorba despre Fondul Monetar Internațional, este vorba despre decizia suverană a Parlamentului de aceea, Parlamentul va face toate investigațiile necesare Dar și va decide Dar părerea Banca Națională și-a făcut treburile sau inflația s-ar datora, această inflație mare s-ar datora inclusiv BNM-ului? În opinia mea, acțiunile nu au fost suficient de hotărâte și nu au fost luate la timp, de aceea am ajuns la un nivel de inflație atât de mare, mai mult ca atât, cred că și uh, comunicarea uh, în baza rapoartelor inflației putea fi îmbunătățită. Sunt niște rapoarte foarte tehnice, da, acolo sunt anumite previziuni despre nivelul posibil al inflației, dar uh, toți care lucrează la Banca Națională trebuie să fie uh, foarte atenți cum comunică uh, și cum gestionează așteptările inflaționiste. Pentru că. Așteptările inflaționiste. M? Când ultima dată ați mai auzit fraza asta? Așa e că deja ascultând atâtea secunde îmbătrânești. Nu cum poți stai pe unitate să te uiți la asta, scrie reacții Imaginează-ți că cineva e ca în 4, da? Televiziunea în 4, tai o bucată de un minut jumătate cu Natalia Gavriliță. Să stai, să asculti, să sapi. Nu care reacție? 7 secunde mai ușor de tăiat din proșcat pe, YouTube, pe Facebook. Creșterea prețurilor are așa o caracteristică. Dacă toată lumea se așteaptă că ele vor crește, atunci ele într-adevăr vor crește. Și este foarte important să temperăm aceste așteptări uh, și să facem totul posibil ca să nu permitem uh, creșterea graduală a prețurilor și Pe? Ia uite băi, cum așa? Nu, e ca, e ca, Cum băcata asta a mers de vină să? Ia tradu-te, rog frumos, dar de fapt ce-au avut în vedere, Natalia? Că tata asta, da. am văzut părere, am văzut niște oameni dând niște citate de pe site-uri, econofact.org, am văzut oameni scriind că psihologia e inflaționistă încă o noțiune care am aflat-o azi, psihologia inflaționistă. Să atunci când s-ar putea să urmărești știrile și să auzi de undeva departe, băi, s-ar putea să o recesiune, băi, s-ar putea să... Ia că eu sunt victima psihologiei inflaționiste. Eu vorbesc cu părinții și întreb și înseamnă că noi de grabă n să avem grâu, ce înseamnă ca să fie fame în lume, și trebuie noi să întreprindem. Eu sunt unul dintre oamenii care -s sunt dominată sau sub influența psihologiei inflaționiste. Tăți, la orice etapă suntem spăriați, și... de la youtuberi până la știri care ne vorbesc, de la recesiunea care se tot promite și stagflation din Statele Unite, până la ce se întâmplă în Republica Moldova cu prețuri record. Și asta e ceea ce, ce au avut în vedere Natalia Găvărliță prin a spune că dacă toți așteaptă că o să crească prețurile, înseamnă că ele o să crească? Este o stare de spirit care pe mulți din noi ne determină să cheltuim mai repede când aflăm că ceva s-ar putea să scunchească conchească uh -huh. peste un timp. Dar asta vorbim de consumatori mici. Dar atunci când mari cumpărători, țări, uzine, fabrici cumpără mult mai mult gaz, na primer, amu, aur, dolari, amu, înainte ca și -a ceva mare și important să se întâmple, asta dictează brusc o creșterea prețurilor. Creșterea prețurilor, inflația încă nu a început, supraîncălzirea economiei încă nu a început, dar cineva deamă ceva scumpește eu sunt foarte sigur că mulți dintre producători sau vânzători din Republica Moldova au început a scumpi anumite produse de pe rafturi de magazine înainte ca asta să fie măcar motivat. Bun, Andrei, de... tu acum vrei să fii avocatul Natalie Gavrlit? Nu, dar și mai e tu ca avocatul, da, eu da, vreau să fac o leacă de ligbez, pentru că eu, la așa. rândul meu, l-am făcut când am văzut acești 7 secunde. Lasă-mă, a... nu-i mai zi de avocatul, nu ba mă da, sunt eu, conoță. eu pentru că eu mă pun în. în dar puteți caloșe. și oricare. Alaiba, săptămâna asta tot a fost citat că o dat Gina pe moldoveni că cresc prețurile ministrul spătari, luna, nu, luna, da. anul trecut era citat de NTV, că o zis că nu vrea să ajute moldovenii să le dă asistență socială mai mare. Pentru că NTV așa o vrut să taie fragmentul din interviu, înțelegi? Bun, dar nu crezi tu că de fapt noi trebuie să vorbim despre problema pe care o are realmente Natalia Gavriliț, care se numește comunicarea, că, Asta cauza... e altă problemă. Eu grăiesc despre rupere din context, Nata. Nu? Da, și da, trebuie cauza... Natalia Găvrălit să facă în 7 secunde astea. Din cauza... Eu 34 de minute au durat interviulul. Eu, eu vreau pur și simplu să fiu în armata oamenilor care uh, vor spune că noi de fapt ne-am angajat să spălăm o imagine și eu consider consider, că este important să menționăm că în, în special în ultima vreme există acest val destul de organizat de compromitere a profesionalismului unui om pe care eu personal o cred foarte profesionistă care are o problemă de comunicare și această problemă de comunicare îi face foarte mari, cum să zic eu, dezavantaje, foarte mari dezavantaje și asta aceste șapte secunde au fost rupte din context pus în mediul online și hai dacă care rămâneau uh, să, să distribui aceste șapte secunde în patru unii media dar când tu vezi oameni de la care ai așteptări să vrei să vadă, dar și-au fost până la și-a fost după oameni care fix așa au văzut șapte secunde, le-au tăiat, le-au distribuit și au spus proasta vaca și așa mai departe. Eu cred că este important să vorbim despre problema de comunicare a Nataliei Găvârliță și cum ea ei îi dă aceste bătăi de cap. Da, de eu, că n-am terminat legbezul. Continua. Mulțumesc frumos. Apiaca, tot cătând pe internet, mulțumesc internetului care ne-a arătat că există așa o noțiune ca expectatie inflaționistă, așteptări inflaționiste, e ca un fragment în engleză de, de pe econofact.org. E tare complicat, tare nepopular. Emilian Crețu n-a să iei fragmentul ăsta să facă un video de râs. Pentru ce îl menționez Nu, că el șapte secunde poate să iei pentru un video, înțelegi? El o distribuit astăzi? U, că nești, n-am dat așa, de râs, uai, e talan, că acolo tot e tare frumos. Și Emilian Crețu are sute de de oameni care îl urmăresc, pentru ce ai responsabilitate atunci când te urmăresc mulți oameni. Mai gine de alimentat troll-le de la Shore, de la PSRM. Pur și simplu ești invidios pe popularitatea lui. Că oferit nouă invidios că Uh, e ca un text în limba engleză pe care puteți să-l observați aici. Da? Unele prețuri se pot schimba rapid, altele pot fi ajustate o mai rar. Producătorii de bunuri și servicii își stabilesc uh, prețurile baza unor costuri viitoare, presupuse, spăriindu-se de creșterea care urmează să se întâmple. Contractele de muncă nu sunt așa des renegociate cum, cum se pot crește și prețurile. E un fragment mai lung, dar dacă o să vă usteniți și o să căutați expresia expectații inflaționiste, așteptări inflaționiste. Dacă veți căuta expresii gen psihologie inflaționiste, cu siguranță veți începe măcar o leacă să gândiți data viitoare când eu văd un șept secunde cu cineva care se închedică. Eu râd, ha, s-a închedicat. Sau poate nici nu s-a închedicat omul. Poate este șept secunde, nu mi-ne arată că se închedic, el face un salto mortal acolo. E de și internetul este așa de generos că ne-a sugerat chiar și un fragment cu un vlogger român, autorul vlogului Zona IT. Domnul ăsta vorbea despre criza din Statele Unite și a menționat inevitabil și acest element de psihologie a oamenilor în raport cu inflația, cu creșterea prețurilor. Ca noi să nu ne facem muncă, alții deja au făcut-o până la noi. Investiție sigură. Aliștii de la Federal Reserve spuneau de curând că o bună parte din vină o are ceea ce ei numeau exuberanță cu referire la comportamentul oamenilor în acest moment. Iar asta duce la creșteri explozive de prețuri motivate la nivel micro de așteptări, de alocarea defectuoasă a resurselor și banilor proprii, de percepții greșite despre investiții, iar la nivel macro de aparența creșterii economice și de piața muncii aparent stabilă. Amu, ei tot asta în raport cu ce ei trebuie să facă BNM și o ascult pe Natalia Gavriță, care spui că ei ar fi trebuit să cunoască prețurile odată ce aștept să crească, inevitabil vor continua să crească. BNV știind despre asta, știind despre o panică sau anumite creșteri de prețuri încă nemotivate de supraîncălzirea economiei, puteau să spună o inflație și mai mare, să intervină cu măsuri și mai devreme decât au făcut-o. Makes fucking sense? Cred că da. Da, da, Andrei, Federal Reserve mai scria că prețurile caselor riscă să se desprindă de realitate, atunci când în piață bântuie o convingere profundă, că prețurile vor continua să crească la nesfârșit și mai intervine și acea teamă de a nu rămâne pe din afară. Este un soi de psihologie circulară. Te temi că prețurile vor crește, te arunci să dai oricât și atunci ele chiar vor crește, din moment ce se găsesc destui din cei care să achite nota de plată. E foarte interesant asta, Andrei. Serios, dar șapte mai interesant. Eu nu trebuie. Mulțumesc... Stai, tu nu trebuie să mă atași pe mine. Eu tare îți mulțumesc că tu ai făcut tema de acasă, pentru că eu știu că astăzi, după ce tu ai văzut acest val de distribuiri, mai ales de la oameni care ți sunt simpatici, tu ai fost realmente afectat și ai zis, băi, și cu oamenii ăștia? Și ai scris o postare scurtuță, după care vreo trei oameni dintre cei care au distribuit și au șters share-urile. Și tu ai zis, băi, asta e o mică victorie. Dacă oamenii pe mine mă urmăresc și reușesc, după o, o, o singură remarcă inofensivă de a mea, să înțeleagă că ei au greșit distribuind uh, chestia asta, care intenționat a fost ruptă din context, a apărut pe canale dubioase și este distribuită la greu de oameni care... Mentează proastă vacă, raji, nu știu ce, care nu a făcut tot efortul ăsta care l-ai făcut tu, să-ți faci tema de acasă, cauzi, dar ce înseamnă psihologie inflaționistă, dar ce înseamnă expectați... Asta înseamnă că noi, de fapt, ne adresăm la niște oameni intelectuali. Noi nu putem să influențăm toate masele, astea care iubesc șapte secunde ca să își facă impresii. Noi vrem să apelăm la oameni să se învețe, să se uite, dar ce a fost până la secunda asta care a fost tăiată, și a fost după, dar ce au avut în vedere și după aia să formăm reacții. Reacțiile noastre, ele pot fi imediate, în stare de afect sau documentate, după o leacă de cercetare. Și acum eu și eu ar vrea să vin cu tei cu meu, pentru că ce îți spui tu, Andrei? Asta e greu. E greu. E foarte greu. Emilian Crețu nu are două minute. E, nu, să Emilian sart... Crețu nu are două minute. Emilian Crețu niciodată nu are aceste două minute. Emilian Crețu este un artist... Ia să vezi cum săptămâna viitoare eu scoate un video de psihologie, psihologie inflaționistă. No. Mă credeți? Emilian este un artist care este foarte emotiv, care mereu acționează în stare de afect, care mereu uh, dă reacții din astea imediate și publicul îl adoră pentru asta. Iar el știind că este adorat pentru asta, continuă să-i dea publicului ce publicul adoră. Telegramurile lușor al lui Dodon înfloresc cu Așa, asta. Da. trolloloiilor lor înfloresc pe Facebook. Unii media lui Dodon înfloresc de cu asta noi, pe Facebook. Andrei, la și numai se uită agora asta și face de economie. De, de oameni. La noi sunt 30 de mii de oameni. Doar că speranța mea este că publicul care se uită la noi e de o calitate net superioară. Este publicul care vrea ca noi să ne facem tema de acasă. Dar nu, nu vreau să spunem pe Eu ba cred da. că oamenii ăștia care au scris talancă cu timp, într-o bună zi zic băi, nu, chiar merită, stai no, o leacă. Nu, dacă ei, ei vor rămâne să-l urmărească Dar eu, eu deci deși continui email... să fac internetul greșit, să fac această lecție. Eu, nu, eu am încredere <laughs> în publicul care mă urmărește, dar eu în același timp nu tresc speranța și optimismul și romantismul ca să ajung și la și care o dau cu aia și cu talancă. Asta dacă noi să ne adresăm la oamenii care ne urmăresc. Asta ajungem la ta rugăm frumos, dacă în preajma lor, în comunitățile lor, există oameni care au nevoie de această mână de ajutor, acest ligbez, această alfabetizare, în care să le explici că reacțiile este primitive, ele sunt extrem de distrugătoare, că este bine să-ți faci tema de acasă, să depui un pic de efort, să citești un articol, nu pe diagonală, să citești un articol, nu cu titlu, dar tot. Să ai o leacă de bază educațională în baza căreia să poți trage concluzii. Altfel, eu nu, eu nu vreau să ofensez publicul. Mie mi se pare că noi nu avem cum să-i salvăm pe toți de la prostie dar noi putem și-l puțin încerca fiecare în parte să depunem acest efort. Acum, tu ce ceri? Este efort. Eu însă vreau să le dau oamenilor, hai să zic așa, niște hinturi. Atunci când vi se întâmplă în social media să vedeți momente atât de genul ăsta care caută să apeleze la cele mai josnici sentimente ale psihologiei umane, haideți să ne înțelegem la câteva lucruri elementare. că asta e cel mai simplu. În primul rând, uitați-vă unde a apărut acest moment cine l-a distribuit primul, 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 primul. Este absolut necesar să cunoașteți background-ul acelei surse. Pentru că dacă voi știți că acea sursă de ani de zile se hrănește ori din buzunarul lui Șor, ori din buzunarul lui Plahotniuc, ori din buzunarul lui Renato Usate, putem noi avea încredere în bunele intenții ale acelei surse? Nu. Noi nu avem cum să credem că omul care ani de zile se întreține din banii ăștia murdari, brusc va hotărâ să ne deschidă ochii la adevărul despre Natalia Gavrliță, despre Maia Sandu sau cine-o fi. Nu, omul ăsta nu are intenții bune. Eu nu cred în oameni compromiși care brusc... Doresc binele altora. Așa sunt oameni compromiși și ei au nevoie de o perioadă foarte lungă, fără păcate, ca să înceapă încet șor, încet încetșor să recupereze această încredere în ei. Asta e primul lucru. Căutați cine primul a lansat materialul în spațiul online. Al doilea lucru este bine să cunoaștem, dar care sunt sursele credibile? Pentru mine personal, atunci când eu vreau să mă asigur, dacă ceva merită să fie distribuit, că e scandalos, că e puturos, că nu știu ce, mă duc și mă uit la Ziarul de Gardă. Pentru mine Ziarul de Gardă noi toți păcătuim. Nu există pnale fără păcate, dar pentru mine Ziarul de Gardă de-a lungul anilor a demonstrat o igienă din invidiat la a posta materiale și informații din astea căcăcioase, nu știu de care, ei cercetează, ei totuși au răbdarea asta și decența asta jurnalistică de a nu se arunca după vizualizări și like-uri, dar a verifica, a se asigura că nu induc oamenii în eroare. Putem aici pune și o bucățică de jurnal TV și o bucățică de TV8 și uh, redacția cu sens și deci există o mână de surse la care eu mă duc în primul rând să verific. Dar ei au distribuit asta? Dacă n-au distribuit, atunci nici eu n-am să distribui. Două lucruri țin în minte. Unde a apărut prima informație și dacă cei în care ai încredere au distribuit și ei. E bine? E bine. Mergi. Mergi. Hai, mai departe. Mă. Cât te-a plătit uh, Natalia Găvriliț? Pe mine? Da. Aș fi vrut. Ea că vezi? dar pe mine... Și cum? atâta imagine. Pe mine m plătit. Bun. Mulțumim că ne-ați urmărit și sperăm foarte mult să uh, desprindeți gustul uh, justiției pe internet, care niciodată nu va ajunge să fie o adevărată justiție, ci va fi mai degrabă un război de emoții, iar în emoții știți bine că se prăpădește absolut tot adevărul. Eu și legătură frumoasă. Putem, trebuia să menționăm asta și la caritate. Uh -huh. Uh -huh. Că Anthony Bourdain în... în uh... Episodul lui despre Haiti spune că cu tristețe ne-am întors seara la hotel după scenele pe care le-am văzut cu oamenii care se băteau în stradă pentru mâncare și am zis, băi, am vrut ceva să facem cu inima, când de fapt era cazul să folosim capul.